începe chiar acum concursul exclusiv șef. Candidatul zilei de joi este unul dintre cei mai grozavi din câte-i cunosc, doamnelor și domnilor. O forță a naturii, Marinela Chelaro! Mulțumim, 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 câștigătoare, mulțumesc! Mulțumim, câștigătoare, deci să nu avem niciun fel de dubii că ea câștigă, adică să nu, așa. Eu câștig mereu, stai liniștit, că nicio problemă. Ce faci ce acolo? Ce experiență ai bună? Ce vrei să faci acolo? Ce facem ceva? Adică... Facem, facem ceva, ceva bun. Facem, dacă astăzi facem avem... Facem ceva bun. În ce zodie ești tu, Brancu? Zodia peștilor. E, asta gătim. Ia meserie, adică vrei să mă gătiți, să știu să o iau la fugă repede. Te gătim, Brancule. Ia să vezi ce găteală face specialmente pentru Cristi Brancu. Doamnelor și domnilor, 1444 e acolo, e locul în care trebuie să dați un SMS pentru Marinela, care din acest moment se apucă de gătit. Șef Vișine trebuie să trimiteți. Vișine. Da, deci tu ești o vișină. Fiecare zi are câte un o legumă sau un fruct ca simbol. Adică ești o legumă. Tu ești o vișină, da? Deci bine că nu sunt o legumă, sunt vișină, da. Mi se pare normal. Legumă n-ai fost niciodată în viața ta. E, am înțeles, e un trăiți. Fruct, e un fruct, e bun, e bun, da. Că până acum am avut ce un fruct, adică, o, vânătă. Îmi place vișina, îmi place vișina. Vișine pupi, adică la un moment dat. Da, da, da. E, e. Numai cu pește, acum, după ce facem cu pește. La emisiunea să zic așa ceva prostie. Ce faci? Deci ce gătim acolo? Pește cu pește. Pește. Pește cu sos, ceva bun. Cu sos? Da, tu, noi am mai văzut, deci Matale este o super, super, un super șef acasă. Ții minte că am făcut niște reportaje bestiale la tine acasă. Am făcut și, în general, am o dulce amintire a prăjiturilor pe care mi le aduceai la fosta televiziune și jumătate din oameni înciordeau jumătate prăjituri. Mă aduceam cu o bucățică ta la copilul meu acasă. Păi am adus și acum. Da, am auzit. Am auzit, am auzit. Eu, în schimb, o să-ți fur cimbru, că eu am niște iepurași la fermă și, crede-mă, orice e verdeață, eu țac-țac toc la animale, adică nu rămâne nimica, da? Da, da, nu, cum să-mi fur cimbru, ce ai? Nebunul, stai să facem mâncarea și după aia ce rămâne, da. Păi lasă că ne ajunge, nu, că la, nu trebuie să fie atâta cimbru. Ia uite și ce, mamă, ce ai proaspăt e. Ai cimbru să se sature Brancul de cimbru. Ce proaspăt e și... Da, miroase. E, cimbru, nu mai e nici cimbru ce a fost odată. Nu mai e ce a fost odată. A fost alele cât ai fost. A zburat pe eu cu asta, gata, s-a terminat. Eu ți-am adus în schimb altceva. Ia uite ce ți-am adus eu. Niște legume, fructe. Ia uite, ăsta este un fruct de cactus. Care face ce? Care se mănâncă, direct. Ia uite, ți-am adus și o roșie, dar nu e roșie. Este o roșie din migdale. Ia, dă-i cu dinții. Cum adică roșie din migdale? Da, nu, nu, mi-e frică. Dă-i cu dinții. Nu te otrăvești, dacă nu uite o lămâie. Lasă, mănânc o tu cu soacră ta. O lămâie, Dumnezeu să o ierte acolo unde o fi. Să o ierte. Am mâncat, ea făcea din astea, știi? M-a învățat și pe mine cum să... Astea sunt dulciuri? Da, migdale. Migdale cu miere. Migdale, țac. Adică marțipan. Da, dar marțipan adevărat, nu de la pasta de zahăr, cum este la noi învățat. Adică asta e așa de... Poate rup dinții să vezi om orice e direct italian cu dă. Ia. Așa. Cum e? E? Măi, e bun. A început încet, să... Siciliane, trebuie și socotele. Asta e cactus, dar nu are de alea. Sunt doar așa. Astăzi la fel, n-are importanță ce culoare, ce formă, au același mea, gust. Ca să fiu cinstită, pentru că eu nu mi-l întreabă și pe Brancu, cactus n-am mâncat în viața mea. Nu? A, nu? Mi-mi plac în general, cred că n-ai mâncat cactus și în general noi nu prea mâncăm cactus. Dacă, era nu, că înțep eu destul, ce să mai... Da. E cum trebuie. Încep fetele să... Gata, hai să ne mâncăm și de pe aici. Noi mergem mai departe, revenim. Dați drumul. Michel. Ia, hai, arătați-mi ce faceți acolo. Hai să vedem măcar pentru zi. Deci e clar că n-avem COVID. Miroase, și doamnelor și domnilor, aici. Mari, ce faci acolo? Gata, șeful, sunt pe ceapă acum. Ești pe ceapă? Da. Știam eu că plângi tu acolo, dar nu înțelegeam de la ce. Au! Deci eu vreau ce e ars acolo. Deci... De supărare. Foarte bun, foarte bun ce e acolo. Ia uite-o pe Maria noastră ce taie, ce face. Care este cel mai periculos fel de mâncare pe care îl faci tu, Mari? Păi eu îți fac de toate, tot ce vrei. Tu ești bobulina gospodina, a? Nu, e da, tot ce vrei tu. Zi așa... Alea chinezești îmi plac mie. Au, bun, iuț, vreau și eu. Vai,
ce e cu chine, cincin, ceancean, am avut... Da. Cincin, îmi place. I-am zis orice numai orez să nu fie sau cincin, ceancean. Și a zis că eu astăzi am venit cu peștele și am întrebat, dar e în parcare sau în cașa? Asta cu cincin, ceancean, e fratele lui Jackie Chan. Cincin, ceancean, adică nu fie câine sau ce? Da. Bine. Hai, dăm ceapa aia, bagă aici că am făcut. Foarte bine, continuați, fetelor, avem și o informație de breaking news pe care o vom comenta. Așa, așa. E foarte bine, doamnelor și domnilor. Da, mi-e și frică să mă întreb ce se întâmplă acolo la bucătărie, că le-aș mânca pe toate. Mari, ce faci acolo? Pe noi? Ne-ar mânca pe noi, auzi, ne-ar mânca. V-aș mânca că sunteți niște dulci. Mari, ce mai faci tu, Mari? Nu te-am mai văzut de mult. Avem și noi peștele nostru, Cristi, aici. Ia uite, ce mândrie. Mari, ce frumos e. Eu dacă aș fi în locul tău, mi-aș face canal de YouTube cu ce gătești tu, că ești prea bun. Păi gata. Deci ce e aici, nebunie? Uite, ia uite aceea de la tine. Da? Da. Ia uite cum iese. Ia uite. Da. Eu deja m-am abonat pentru că știu că face niște panuri din alea nebunești. Eu m-am abonat, deci mi-am făcut deja rezervare. Să vezi ce tarte fac, iubita mea. A, nici n-am. Eu orice, dar dulce să fie. Aici tot ce vrei, fac și tort și tarte. Ia și... uite, păi da, eu care am laborator de confetări și sunt singura care de mai stă. Care îmi place să pun mozzarella în ea. Serios? Care faci, păi tu, da, nu, că te iau la mine la... Te iau la mine acasă, gata. Ne mai vedeți, vă facem o transmisie. Da, da, o transmisie specială. Uite, Mari pune acolo, deci eu... Miroase bestial ce faceți voi acolo. Dai să spunem etapele, are dreptate. Așa. Hai să te-i cu roșii. Nena Brancu, fii atent așa, nu. Deci, mai întâi, deci cu puțină sare călim ceapa, patru cepe. Așa. Patru cepe fetele mele, da? Deci o călim, o lăsăm să se moaie așa frumos și după aceea punem sos de roșii. Dar el a făcut roșii de mână, da? Deci vedeți? Da, de mână. Păi adică de mână. N-aveți voie cu manicură, că doamne, iartă-mă, mai intră și nici cu produse din comerț, făcut de mână, adevărat. Și tu de ce ai venit? Tu de ce ai venit? Păi, dar eu doar mestec aici, eu nu... Nu vezi, eu m-am adus și short, mi-am pus și bata și cu părul ăla dezlânat, așa. Ia vezi. Allora non dici niente. Metti il pomodoro che si brucia la cipolla. Di frutti. Allora dai. Sì, capisci. Capisci. Și cu sosul de roșii ce faceți? Îl beți sau îl puneți? Ce zice? Non capiamo, Cristi. Oh, pomodoro. Unde le fică mai mare, că nu te mai chepata. Ce faceți cu sosul de roșii? Dice il pomodoro. Sosul de roșii. Așa. Îl băgăm aici. Îl punem aici, nu-l bem. Pune peste ceapă. Gata. Bravo. Greu a fost, da. Ecco. Ecco, allora. Ecco, da. Atenție! Foarte bine arată. Următoarele etape, șef Vișine la 1444, Marinela Chelaru, best chef cu siguranță. Revenim la Marinela să mai povestim despre ea. Iată-o, campioana noastră. Dar vom vorbi după ce vom vedea drama prin care trece maestru Nicolae Botgros. Știu dacă ați terminat, muzelor, ce faceți acolo? Gata, e gata. Noi ne gândim. E gata. Ne pregătim de cântare. Să facem plating-ul care este de psicofarmaceutic. The plating, yes. Eu mă gândesc tot la iepurașii mei. Ce ar spune ei dacă le ajuce așa ceva? Ce proaspăt e. M-au mânat asta cu iepurașii mei. Da? Păi, ce să facem? Asta e. Fiecare cu animalele. Auzi, dar naște iepurași în Sicilia? Da, și știi cum vorbesc. Știi. Deci, crește. Am spus, să spunem la doamne, da? Să spunem etapele. Așa. Am călit ceapă, doamnelor și domnișoarelor. Ăsta, roșii. 4-5 roșii, 4 cepe, 4-5 roșii le-am dat prin răzătoare. Manual fără unghii. Peștele, uite, l-am pus, poți să-l pui, ori îl prăjești înainte, dacă vrei, eu am făcut ambele, am în două variante. L-am prăjit înainte sau îl pun direct aici. Și să nu uităm vin. Dăm cu acea paharul să le arăt. Păi ce mai, s-a dus. L-ai băut nebună. S-a dus. 200 de grame de vin. S-a dus. Și punem plating-ul, punem peștele frumos cu roșiile aici pe farfuriuță și niște cimbru. Asta nu uitați pentru că e două aromă nemaipomenită. Mirosul ăla de pește și cu ceapă și cu roșii, nemaipomenit. Sare și piper. Ești grozavă. Și puțin cimbru. Nu vă complicați să mai puneți usturoi, alte condimente. Și nu greșiți, vinul se pune în tigaie.
Nu se bea. Vinul să punem în pahare, băi, nu în tigaie, terminați cu prostiile. Păi da, în pahare, dar după aia în tigaie, aia s-a răsucit, asta e. Să punem în sticlă, dar temporar, provizor. Eu să mai pun și câteva firicele de cimbru înăuntru, ca să nu lasă așa mai. Să nu trageți cimbru pe nască strămoșă. Eu îi l-aș fi dat așa cu totul. Că arăta bine ca un buchet de flori. Fetelor, hai să vedem. Avem o rubrică în care vedem și ritualul altor vedete, apropo de alimentație și nu numai. Rubrica de ritual, astăzi Sonia Argin, după care ne face o mare surpriză Marichelaru. Stați să vedeți.